Mamă, ce joc, dar ce-i mă pe ecran? Te uiți? Ia uite, am vârtit. Ia uite-l pe Marian ce a făcut. E camera ta, Mariane? Nu e camera. Mă scuzați. Mamă, ce mișcare am amețit. Dar cine a învârtit astea? Aia e. Pe pauză... ce faci? Vreau să urtesc el. Râzi în microfon, te rog, dacă... Nu în ăla. În ăla de lângă tine. Serios. Ia vezi. Bravo, Larry, foarte drag. Nu mai pot. Băi, salvează-mă. Te rog. Deci tu ai cântat pe scenă 40 de minute cu Maria Dragnea. 4 minute am cântat cu Maria. Ai zis 40. Nu, 4 minute. De unde știi că n-au fost 3? Nu, avea... A început melodia pe negativ. Ce melodie? Nu mai țin minte cum se numește, oricum îmi tremura... Cât aveai, 5-6 ani? Nu, anul ăsta, la Eforie. Povestește. Eram cu Dana, ne plimbam prin Eforie. Tatăl Dana a fost de acord să luăm bilete la eveniment acolo, la teatru. Am intrat. Ia-ți atent, te-ai așezat cu fundul pe la valieră, știi, nu? Se întrerupe, scoate-ți-o din buzunar. Așa. Acum se aude? Da, da, se auze întrerupt. Ne-am plimbat pe acolo, am băut o Coca-Cola, m-a sunat cineva să vorbesc la telefon, am ieșit la o discuție. Dar poate să te sună cineva să nu vorbești la telefon. Da, sunt și după ce te sună închizi. Da. La care, hai să intru, m-a chemat Dana Vino, că suntem în față, aici, lângă toți artiștii, zic, hai să merg și eu acolo, eu de obicei nu prea îmi place să merg la teatru sau caterinci, ca să spunem așa. Înțeleg că era concert, nu era? Da, a cântat... Nu, au fost și câteva scene. Era concert. Cum îl cheamă pe ăsta? Pe care? Care ce face, că spune? Panorame de alea. Doamne, ce exprimări! Am un laps foarte mare. Dor Octavian Duminică. Nu Dorul, tot așa, în genul lui Dor Octavian Duminică. Vasile Mugaru? Nu. N-ai răzăiesc cu Țociu? Nu, Palade. Țociu, nu Palade. Cum mă? Am un lapsus, nu-mi vine să cred. Jean Paler. Așa, da. El a fost tovarășul. Al doilea invitat. După aceea a cântat... Cine e 3 lei? Fac pipi pe mine. Băi, băiatule, du-te și Și după un timp intră Maria Dragomiroiu, cântă două piese, la a treia piesă coboram în față, de sus. Au o pantă acolo, mă, nu se iau un soc. Te-ai aruncat! Atunci și zice, tu, blondul ăla mai mare, vină cu acest să cânti cu mine. Hai să mergem. Dana, îi zic, mă duc, Dana, du-te, iubirea mea. Zic, așa mă spunea lasă... iubirea mea? Da. De două ori pe an, că vreți să bate. Acum, sărăcuța de ea... La rechina microfonul, dar acum e foarte așa. Sărăcuța de ea avea... Și a început piesa, mi-a dat puțin din refren. Cum era, mă, că e nu mai țin minte că e atâta timp, din vară până acum... Îți dai seama? Două luni. Dar o voce de senzație vreau să spun. Lasă-mă că știm asta, eu vreau piesa. Tu când și... adică știi vreo melodie populară? Zici și mie un refren. Că de voce ai voce. Nu prea. Nu hai mă, zi o melodie populară. Mi-ai cântat de toată data trecută. Zi asta mea că mi-o da. Vă leu, haide zi și calule. Vă leu. Mai bine vă spun ceva dintr-o piesă, ceva așa mai frumos, mai plăcut. Nevusta tocar chitară, nevusta cantar el sol. Maria qui me acompaña cuando canto mi canción. Nevusta tocar mi scopa, de oriente se me vos. Asta da, mai merge. Nu mai pot acum, acum. Ai nini amor, ai nini morena del mi corazón. Ai! Da, frate, mă bine, mă
dragă ta și... Îi beau vinul cu borcanul! Borcanul! Zi! Sunt artiști care nu-mi place să-i copii, sincer, să fiu cum e... Nu-ți place? Nu e pe stilul meu, dacă... Nu-ți place sau nu poți să-i copiezi? Nu, de copiat pot. Bă, nu-i nimica imposibil, dar... Depinde și cum. N-aș putea să-l copiez pe Liviu Guță, că într-adevăr am văzut ce voce are Liviu Guță. Da, e bun. Nicolae Guță, n-aș putea să-l copiez. Ai făcut un videoclip, da? Da. Vrei să-l vedem? Să-l vedem. Ia să vedem. Dați-mă... Stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa. Dați-o cu noi acum. Stai așa. Ascultă ce spun. Uite așa. Dați-o cu noi acum. Stai, domne, puțin. Nu vreau să mă jurați. Nu vreau să mă sensați. Nu vreau să mă pozați. După atâția ani suntem totuși împreună. Și nu mi-a plăcut să le cânt a tot la sună. Atunci când am făcut și bani, n-am pus la ciorat. Am știut întotdeauna să-i cheltuim cu cap. E legalul, nu a studiat manualul. Cu siguranță sper să-l auziți chiar și la anul. Șmecheria veche de pe atunci s-a cam dus. Acum se fac afaceri doar prin acte, nimic de spus. Parfumul scump pe toți vrem haine de firmă. Sună-mă acum și negociem la sumă. Facem timp, nu suntem gata acum să plecăm. Avem ceva să vă dăm, dar și să vă luăm. Și că avem femei frumoase în țara minunată. Prefer să o dau pe bic cu cea mai fidelă în fată. Banii pe care nu dați mai avem. Îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, n-o să avem în veci ogorile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ținem sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, n-o să avem în veci ogorile pătate. Băieții de cartier au devenit maturi. Nu mai e la mod acum pe muzică să-l juc. Fac combinații între beat-uri și note muzicale. Așa că a venit timpul să trage câteva semnale. Grafiturile puse colorează pereții vechi. Iar muzica hip-hop ne masează în urechi. Chiar dacă avem o vârstă ne distrăm ca puștanii. Suntem mereu tineri cu toate către carii. Facem grătare în fața blocului și savurăm berea în jurul focului. Mi-a plăcut să fiu corect în viață, nu unesc loc. Câștig banul la pariuri sau la jocurile de noroc. Publicul acum a rămas ca pe vremuri. Consumator de hip-hop, nu de euri. Vom amplasa scene în orice sector. Să cânte marihuana pentru că tot ce vor. Stai așa. Oh! Ascultă ce spun. Uite așa. Oh! Dacă cu noi acum. Banii pe care nu dați mai avem. Îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, n-o să avem în veci ogorile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ținem sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogorile pătate. Sunt femeia ta, am venit cu banii. Plătește datoria la Barosani. Mare combinația care aduce satisfacția. Marfa pe masă, faceți timp deja. Hai să vindem marfa, să vină banul. Debarasează panorama, să vină sutanul. Ești bărbatul meu numărul 1. Nimeni nu-i ca tine, niciunul. Ascultă beat-ul, fii și tu ca noi. Ascultă ritmul, vino și tu joi. Acolo unde nici nu te gândești, acolo unde doar poftești. Multe femei împrejur, noroc că sunt femeie, mă jur. Tranzacția de acum s-a încheiat. Distracție plăcută și v-am bufat. Banii pe care nu dați mai avem. Îi ține sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, să avem în veci ogorile pătate. Banii pe care noi toți mai avem, îi ținem sau îi dăm și vă chem. Dar indiferent de mentalitate, nu să avem în veci ogorile pătate. Stai așa. Oh! Ascultă ce spun. Uite așa. Oh! Dați-o cu noi acum. Stai așa. Oh! Ascultă ce spun. Uite așa. Oh! Ascultă ce spun. Dați-o cu noi acum. Ascultă ce spun. Dați-o cu noi. Măi, Lori, ți-a plăcut că te-am văzut cumva pe de la Lili Marlen la După Blocuri?
Da, este o piesă simpatică și foarte ritmată. Păi, tot popul e ritmat, pe asta se bazează, cred. Dar un mesaj de ăsta de... Da, mă, dar mi-e plac și cuvinte și cu asta. Păi și Lulari a plăcut. Ai putea să cânti... Nu te-am întrebat, dragă. Stai să... Nu știu dacă aș putea ca să cânt așa ceva, nu m-am gândit niciodată. Dar cred că, dacă este mai ușor decât ceea ce cânt eu de obicei. Parle priba, no genere retorian. Pe care nu o să le cânt în seara asta, că nu este cazul aici, dar... De ce? Adică? Da. Adică noi nu avem față de Edith Piaf? Da, dar ce o să vă cânt a doua piesă, o să vă placă cu siguranță. Este o piesă lansată de Ala Pukachova. Million Roz. Poftim? Cum se cheamă? Arlechino. Arlechino. Nu că are Ala Pukachova o melodie, Million Roz, care îmi place mie mult de tot. Arlechino a pus-o. Million. Ia cu Arlechino a pus-o cea mai tare. Cu mai mare, are multe șlagăre, da. Asta a fost prima care a pus-o. Da, eu ca rusofilă. Eu ca franțuzit. Cum? Și eu franțuzit. Da, păi și franțuzii care cântă rusește? Deci eu cânt piese franțuzești, dar mai cânt și câte o piesă rusească. O să mai cânt, poate în viitor, și una din Spania. O să cânt și una din Bangladesh. Nu știm folclorul din Bangladesh. Nu, Bangladesh cântă ce mai tare. Dar cred că s-a desființat Bangladesh. Și atunci se vede și din China. Ce faci, mă? Nu mai pot să mă întorc. Te rămâi așa. A fost glumă. Ați putea să dați un demo așa din ceea ce cântăm noi? Eu vă dau ritmul. Stai, domnule, puțin, nu vreau să mă înjurați. Nu vreau să mă stresați. Nu vreau să mă înjurați. Nu vreau să mă stresați. Suntem totuși împreună și nu mi-a plăcut să le cânt altora în strună. Atunci când am făcut și bani, n-am pus la ciolat. Am știut întotdeauna să-i cheltui cu cap. Deci eu nu întâlnesc vocea față de mulți artiști. Eu am cum o dau din buze. Așa este și în videoclip. Din gât o cânt. Din buze pleacă tot. Vocale, din gât pleacă, de aici, din diafragmă. Da, din piept, dar eu din buzele mele crezi totul. Că dacă n-am intonația pe buze să o dau pe mimat primată, nu mi-e. Bă, băiatule, tu ai reinventat muzica, nu, să mor eu. Eu am un stil altfel. Și când dacă îți din coardele vocale. Da, din coardele vocale, totul contează. Da, respirația este vocală. Asta e normal. Păi are, știi că am vrut să te sun ieri, că am făcut intrarea asta, vezi, și aveam nevoie de arcadă și mi-am adus aminte, zic, domnule, omul lucrează cu știe în rigid să taie. Vreau să te sun să ne faci asta. Păcat! Te venea făcea o ciorbă. Da. Cum a zis, da? Ia, lucrate cu asta, e bucătar. E cea mai tare, da, cea mai tare replică. Ce vreau să vă spun, muzica hip-hop este cea mai grea față de toate. Și cum muzica, tu cu Dana? M-am cunoscut cam anul trecut, să spun așa, tot pe timpul verii. Dar tu cântai hip-hop înainte? Nu, să... cântam pe dans, așa. Cam cum așa, ia? Nu la prieten, nu la prieten, la un party, la ceva. Matol de Rebelion, zi o piesă dans. Dar mea n-am deocamdată. Nu data, dar altuia. Gata! Vezi cu afară tu așa, ia! E bine, l-am zi, pus zi, bine. Bine! Someone left in the car for me, the smell of God, the film as a leisure. Mai departe. Started me when I have a dream. Oh, everything begins so love you. Trebuia să zic acum o prostie, dar m-am oprit. O veste. Apreciem. Cine cântă melodia? Asta e, dar nu se știe, e foarte bună. French Kiss. Păi trebuia să zici refrenul, dragă, să recunoaștem. Când auzi că trebuie să bătem în astea? Refrenul e tot noi. Cum e refrenul? Refrenul? Nu mi-aduc aminte refrenul. Pot să mai bine o dau, mai bine dau aia, buchet de trandafir. Da, aia da. 1, 2, 3, 4. Te aștept cu un buchet de trandafir, heo. Te aștept aceeași bancă plină de amintiri. Și mi-e dor să-ți spun, dor să-ți dăruiesc un țăruciun sincer, te iubesc. Te aștept cu un buchet de trandafir, heo. Te aștept aceeași bancă plină de amintiri. Și mi-e dor să-ți spun, dor să-ți dăruiesc un țăruciun sincer, te iubesc. S-au scurs atâția ani de zile, tu m-ai uitat, eu încă te iubesc.
Băi, Lari. Sună mai frumos, jătem. Cântă-mă și tu jătem live un pic, acum la concurență. Cântă ceva live. Live? Ok. Da, ridică-te să fie frumos, așa facem un fel de festivalul Caratis live. Iubi, ai doar o glumă, distrecător, ca un balon de spumă, amăgitor. Ea ține doar o clipă, cât un salut, abia se înfiripă și-a dispărut. Din baranașul frumos și clar, o lacrimă rămâne doar. Iubi, ai doar o glumă, distrecător, ca un balon de spumă, ca un balon. Ca un balon de spumă, ca un balon de spumă, amăgitor. Ai văzut, bă, și cu... Asta înseamnă artist, vezi? I remember the prison of all memories and I'm driving in this coming. Help me, please. Help me, stay with me, baby, when the lights go down. Stata seara masă, vagabondule, să mai stai și tu pe acasă, măi golanule. Mi-a spus tata seara masă, vagabondule, să mai stai și tu pe acasă, măi golanule. Ha-o, vagabondule, ha-o, măi golanule. Ha-o, vagabondule, ha-o, măi golanule. Pam, pam, pam. Te iubesc inima mea, te doresc dragostea mea, vreau să fii în casa mea, vreau să fii luna mea. Și ce te uiți la mine? Să plec și whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me, all I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you, lady I'm forming so please don't go, my heart is intent cause I love you so, all I need is a night with you, oh baby don't go, I'm in love with you. Forță, Lari! Mamă, mamă, pierzi acum! No, man! Fi... No, pierzi, zi! Zi, Lari! Te tragem o băție! Beau, beau, beau! De pomină să fie! Beau, beau, beau! Și după săptămâna! Beau, beau, beau! Să mor cu sticla în mână! Uite așa! Aș vrea să mor! Cu paharul lângă mine, cu copzaul lângă mine! Uite așa! Aș vrea să mor! Într-o hală din obor! Să știu când va fi momentul cu viroșul testamentul! Uite așa! Aș vrea să mor! Ferească Sfântul! Mai poți? Da! Ia! Dacă viața este o poveste, vreau să știi că tu ești prințesa mea în fiecare zi. Dacă viața este o poveste, vreau să știi că tu ești prințesa mea în fiecare zi. Zilari! Băi, eu sper să... Mă zbat în întunericul gândurilor, mă lup cu umbre și cu greutatea lor, mă simt înconjurat de rău și parcă mor, dar tu îmi țari întotdeauna în ajutor. Am vrut să fiu actor, da, de când aveam 2 ani, îmi îngrijeam profilul și obrajii dolofan. Cântam ca toți copiii, dar mama îmi spunea că sunt copil minune și se tot minuna. Bam, bam. Când eram copilă, give me just a chance, let's go out and dance, we can get it to the groove, I can watch you move, later you can sing to me like a shining star, by the rhythm, do you want the backseat of my car? Te condamn, te condamn, iubito, te condamn, te condamn, la viață de iubire înșelate, tu să n-ai nici când noroc. Te condamn, te condamn, te condamn, te condamn, te condamn, te iubesc. Eu sper să doarmă la fata la cânea cu smurduri. Tarz! Nu, măi. Tarz, păi n-ai mai, trebuie să pac, 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 e duel muzical, frate, îți dai seama. Și ți-am promis că o să te iau, o să te iau cu mine. Dacă ar fi să plec, acum te las, te părăsesc, stai loc cu mine. Dar n-am bani de bilet, oh. Ai mai să pas toată, Lari? Oh.
are, re are, re are, re are, re are, re are. Ce are românul parte de astăzi? Să ne spună cei de la conducere de ce avem parte. Mă iubesc sau mai uita, cine-i vinovat? Am o dragoste de dat, nu de închiriat. Oare cine te-a vrăjit când m-ai părăsit? Eu cu tine știi bine cât de mult am cheltuit. Ai fost cu mine, te-ai folosit de mine. Acum ce bine de mine ai uitat. Aș vrea cu tine, o noapte aș vrea cu tine. Știi foarte bine că mi-ai luat inima. Bagă! Nu apă zapără! Mame, cara, il me par d'aventure. Et quand je regardie pour il passe la nuit. Il par d'amour comme il par de voiture. Hai să cânt totuși Arlechino. Ia! Hai că l-am enervat. Pe mine nici ce mult am vorbit în partea asta. Hai să cânt, dai drumul piesei. Arlechin. Eu cred că ne închide cineva până. De ce mă cauți? Poți fi iglam iar ca ognia. Pe cu doroc cam nefcanța. Ogromni șmiți, dar nu-l zlia menia. Iar răni crud, imas cu petlița. Ia șut, ia arlechin, ia prost o smet. Pe zimeni obșen, pe subri. Ca coie plavo, te lo v-am dotet. N-a chem frisli, povesti ia la vânt. Arlechino, Arlechino, nu știu pismia, ia peți. Arlechino, Arlechino, esto no n-a gata. La 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 la. Dijo Diana renunció a ti. Ne veda ya zizni e pechal. Oni pod novi gnut kakalači. Se fin brut zizni e mpleša. I ruko plešet vozni e dizal. I rare nu knim let jac veti. Diani figa i tuš gorjak glasa. A noju zapolnjaju tvereji. Arlechino, Arlechino, nuš tu bit mi ja jafec. Arlechino, Arlechino, esto no nagrada sve. Deși Iagoda mi se trudești, pe Iane și tu trona corolia. Iar am leta pe zumii strafesc. O soi god, i graiul ia se via. Se ca te schiamas cu ia de bu. Pietro mie, i smetia son doș. Noi și nu mai de fi, no nicomu. Și dacă tine-a tine-o. Arlechino, 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 Arlechino. Oh, 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 oh.
nu mai râd. Tu! Nu, ia uite globul, nu mai râde clopoțelul. Am descoperit, domnule, cum cântă din buze omul. Nu, deci, nu, din buze dă efectul. Deci e scala ca la minge. Când dau ăștia gol, pac, o dau cu efect. Ia, poți să... Vibrația. Mamă, îți dai seama dacă din buze faci așa cum... cum... Din barbă. Iară! Ia! Bă, bă, ia! Ia! Barbă, ia! Ia, da, nu, stai puțin, dați prin plan pe om, stai așa, că și când te vezi în monitor, hai, Mariana, te rog eu frumos, gâglice mică, dă, te rog, așa, acum. Ia, fă acum, așa cântă, ia, cântă, zi cu fă. Doare cap atunci când vă aud că vine frică. Vine, 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 păi mă tot din gât. Nu, se simte vibrația pe buze în momentul când dai pe beat. Asta vreau să zic, am greșit eu. Măi, nene, deci tu lucrezi în construcții, ești bucătar de profesie, ești mare cântăreț. De dansat poți să dansezi? Nu acum. Nu acum, te-am zis că poți. Normal. Ce mai știi să faci? Multe le pot face. În ambiție se fac multe, nimic nu este imposibil. Am înțeles, șah știi să joci? Da. Balbut. Table mai mult. Balbut? Da. Te rog, nu ești gara, jocuri de noroc. Bine, am întrebat că știu. De ce apesi? Pare ești pixist? Nu știu, mai dacă mi-a pus aici, da. Îți face ceva. În Germania, dacă apeși la restaurant, la Frankfurt, acolo... Bine, Kellerul. Nu, dacă apeși pe clopoțel, dai o masă la toată lumea, la un restaurant. Se bucură, am fost acolo în Frankfurt și mă frecam pe mâini, zic că gata, eu iau, acum vine la mine. Când toți făceau așa de mână, trebuia să dau tobele la dar toată lumea. Dar ce ai făcut în Germania? În Germania m-am dus în vacanță. Dar tu ai spus că ai locuit în Italia. În Italia, în Milano, în Sicilia. Ce ai făcut? Am muncit, mi-am făcut vacanță. Larry, tu călătorești? N-am fost în câteva țări, să spun în care. Nu neapărat, dacă vrei, da. În Grecia, în Austria, am tranzitat prin Ungaria, am mai fost așa un pic, prin Praga, Dresda, Karlovy Vary. Asta nu se înțelege, astea sunt așa. Da, da, deci Cehia, Cehia, Slovacia, Grecia, Austria. Și în Grecia după 5 ori am fost. Și n-ai fost tu în Franța, când muzică franțuzească și nu? Încă nu. Da. Atunci nu ai făcut. Dar ai vrea să mergi? Aș vrea să merg și în Țara de Foc. Eventual ca să văd cum e acolo. Mi se pare normal, domnule, un răspuns corect cu alte cuvinte, idiotul, cam ce trebuie. Eu vreau să merg și în Țara Bârsei. În Somalia. Domnul Serghei, ați merge la câteva neapărul. Cum ai spus, repetă-te, rog asta. Domnul? Domnul Serghei, îmi permit că... Dacă eu nu vreau să-mi spune nimeni, domnul Serghei... Ai merge la talibani acolo în zonele? Doamne, ferește, acolo n-aș merge să mă plătească cu foarte mulți bani. Schimba, auzi, cred că ai luat, ia celălalt microfon. Nu mă las parazite. Ăla. Ăsta cu șuta? Niciunul, mă, bă! Stai jos, domnul Serghei, ia vorbește în el. Hello? Cătălina? Mă, ești, uite ăsta la altul, alo! Adică tu știi că... De ce i-a spus omului 8 microfoane lângă el? Să mă educă în eroare. Doamne! Acum să audești? Nu știu da, ce vreau. Să... Așa, repetă țările și orașele în care ai călătorit. Nu știu, dar preventiv. În Austria. Glumesc! Ok. Glumesc. Bun, deci rosesem la Franța, că ai vrea și că te-ai duce aia. Ai întrebat tu la talibani. Da, în părțile calde acolo, unde... Sunt bin Laden, să spunem. Bin Laden e mort. Păi da, da. Bin Laden. Bin Osama Bin Laden. I se spune pe net o sânză Bin Laden. Doamne ferește. Nu, nu mi-au plăcut părțile alea cu Arabia Sud. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Eu nu am văzut să spun de ce, pentru că țin... Nu știu dacă am voie să spun, am voie să bun, spun că bun, dar stai puțin, deci tu îmi spui că nu-i merge niciun microfon lui Larry. Și eu ce să fac? Podul de sus, în platou? Vezi, mă, cu microfoanele, că nu știu ce să fac cu astea, mă, frate. Nu, dar ce să fac? Îi dau lui casca și să rezolve Serghei, că m-am plictisit de... Stăm de 10 minute cu microfoanele. Nu apasă pe butoane. Nu apăs, dragă. Chiar nu apăs. Bate-l, leagă-l. Ăsta nu mai are bătrâni, nu mai are bătrâni niciun. A, asta e. Ia, ăsta, se aude pe ăsta acum? Doi. Se aude, auzi, dă-l. Ia, alea-s false. Se aude pe ăsta acum, se aude? Se aude, dă-i-l pe ăla! Domnul, mă aud eu? Deci nu mai apăsa pe butoane, Larry. Nu mai apăsa pe butoane!
Ok, mai. Aveți degete de pianist cumva? Ăsta nu mai are baterie de un an. Haide, Serghei, treci la loc. Deci cum îi faci? Serghei, te auzi în lavalieră. Păi și asta, nu avem baterie. Care din ei să cânte? Ce piesă mai ai? Deci am fi încă o melodie. La sfârșit. Păi e fără un sfârșit. Din repertoriul lui Zizi Jeanmeir. Asta cine? Băi, ești nebun, cine e Zizi Jeanmeir? Este o fost și acolo stea din Franța și cântă și la 87 de ani. Bravo ei! Și n-a cânt-o? Mă întreabă din regie dacă ești căsătorit. Nu. Da, ai vrea? Am o relație, dar nu este coapte, ca să zic așa. Nu este oficializată. Copii există? Nu, încă nu. Sunt în plan. Ce vârstă ai? 34 de ani. Mulți înainte. Invers. Invers, dar nu spunem asta la televizor. Dar de ce ce mi-e rușit de vârsta mea? Nu am de 30. Dar oricum, arăți foarte bine. Mulțumesc. Serios. E stenic, e puternic, dansează, face, omul are licență la teatru. Sunt șmecher. E șmecher, ia zi. Zi. Oh, yes! Bă, lasă piesa aia! A murit moșul. Luca lui s-a zis și zile de Bonsoir, madame, messieurs! Mântuică în plin de zoază, de zanimă. Se trema la iandele, m-am tot cupriam. Montui campuri, anche pase, sa fuele sa. Sa bucare, sa vechi, presto e fine. Moi je vis ma plume, et je plume les bifimes. Est-ce que clair la lune, j'allume les pierrots. Cureaua originală, okay. Ai o coreografie, o mișcare scenică, ceva extraordinar. Foarte fantastică, un pic... Auzi, mă, fii atent. Cam exagerată, dar mă rog, e piesă de cabaret. Tu ești mare personaj, eu ți-am zis, am vorbit, vreau să vă spun următorul lucru. Omul pe pauză e foarte serios, iar ce face la televizor este chiar un show pe care Larry e foarte conștient de faptul că poate se zâmbește la interpretările lui. Cred că asta și urmărește. Absolut. Și extra, de cine percepe, știi de ce personaj mi-aduce aminte? De Andy Kaufman. O să mă uit și eu pe internet ca să mă uit. Să vezi filmul. Andy Kaufman. Au făcut un film cu viața, despre viața lui. Este un personaj din filmul, din serialul Taxi.
joacă Jim Carrey, extraordinar de mișto filmul, toată viața lui a fost un gag, știi? Așa, eu așa, nu mă, dar omul mă fascinează, eu n-am văzut. De bă, câți artiști... Eu vorbesc cu Calu, tu vorbești vin aici, păi nu e ok, Calu, că nu ne înțelegem. Dar câți vin aici, care de care mai bășinos, iertați-mă acest cuvânt, așa a spus în prag de sărbători, dar unora nu le mai ajungi la nas și te împiedici așa pe urmele lor și... Habar n-au ce e aia distracție și omul chiar se prinde și chiar vrea să ne facă să râdem. Dacă... Eu așa te-am perceput. Nu? Cam așa și sunt. Da, da. Ceea ce e foarte ok. Mă gândesc cu gloa. Aș veni și eu la spitalul CFR să fac niște raze, numai ca să te văd în halat, așa, să văd cum prestez eu. Mi se pare... Invitați-mă și o să vin cu halatul aici, ca să văd toată țara. Nu, că după aia știi reclama cu halatul. Unde e halatul, știi? Da. Halatul este... la serviciu în cuiere. Domnii doctor, de acolo ce zic de prestațiile tale? Ce? Nu știu, chiar nici nu am întrebat. Da? Nu ți-a zis nimeni nimic niciodată? Nu. Nu, pentru că acolo sunt Răzvan, iar când ies pe poarta spitalului, ești sunt Rai, al dumneavoastră, a tuturor. Și acasă cine ești? Andreea. Răzvan. Tot Răzvan. Îmi spune mama și tata. Restul... Locuiești cu părinții? Nu, sunt singur, momentan. Am înțeles. Da. Și asta, de unde ai moștenit în chestia asta artistică, așa? Sincer să fiu, nu știu foarte bine la cine. E adevărat că și tata și tatălui și sora lui mama mea au cântat, dar au cântat în familie. Nu au cântat pe scenă sub nicio formă, dar vocea au. Dar... Și cum e de Crăciun, de exemplu, în familie cântați toți? Cântă casetofonul sau... televizorul, nu m-am putea să cântăm noi în casă. Tâmpit-o. Ce întrebări sunt astea? Idiota mică. Despre ce vorbim? Cântă televizor. Hai că e și proastă. Păi cânt, eu mănânc. Nu mă, dar urma să te întreb dacă vrei să... Ce zodie ești? Vreau să vin la ziua ta, mă chem? Dacă faci vreo petrecere. Sunt. Miau. Leu. L-a speriat pe ăla. Leu nu face miau. E, da. Clari. Leu face rau. Așa. Da, eu fac miau, fiindcă sunt mai motan de felul meu, de felul meu. Tom și Jerry, numai aici, la 6 TV. Ia. Latră, mă. Nu, vaca nu face așa, știu eu. Bă, dar acum eu, fiind calul, animalelor. Acum eu fiind calul trebuia să facem confitele, dar iha, ia mă nechează, zi. Bufnița, știți cum face? Te-a făcut? Așa face bun. Și elefantul? Vezi să nu te neci. Nici o speranță. Sau cot-cotac. Asta găina. Sigur? Dar știți cum face găina moldovenească? Te-a spus. Șoț-șoac! Dar cocoșul știți cum face? Șoșoregu! Continuați. Cu ce măgarul? Eu știu o variantă cu măgarul, dar nu zic că e... Nu zic, nu mă amendă. Am terminat cu anima... Ai ceva de imitat? Nu. Hipopotam, crocodil, cam ce ați mai putea... De ce momentul să vă dați măestria în... În animale. În animale, în ce vreți voi. V-ați făcut, v-ați întrecut în... dueluri muzicale, da? Ia. Ce faci, mă? Ce asta? Porc. Nu știu dacă am reușit, dar mă rog, cred că am indus staia de porc. Am indus staia de porc. Apropo, mâine este Ignatul, așa? Pe 20? Sau pe 22? Da, pe 22. Știți cum face pisica un Michael Schumacher când îl vede? Miau! Hai mă, ne zici bancul de asta, ne știu la grădiniță. Ăla cu uite un stii! Da. Ia mai facem altfel. Ia. Ziceți trei animale.
Ce? Le imitați. Eu le ghicesc. Și o să văd dacă le ghicesc, nu mă uit. Nu pot așa ceva, mă uit. Eu n-am văzut că m-a făcut. Și la microfon. Ăsta-i ulululululu, pac! Stai mă că nu s-a terminat. Ce a fost? Uliu, ulululululu, buf! Pterodactil, dragă! Cum? Cine? Pterodactil! Pterodactil! Dar cine e pterodactil? Ce râde aia, frate! Da? Hai să-l și eu! Mai încetă, Roberto, că mă și sperii! Te ador al radio! Puteți să faceți ca leopardul! Puteți să faceți ca leopardul! Păi n-am coadă! Păi al doilea animal, deci ai 1-0 că nu l-a ghicit, al doilea animal! Păi știi animale că nu știe nimeni! Te rog, lași ce dacă... Te-ai născut într-un sal că într-un cui de? Cioară! Cioara! Vezi că ne iau ăștia de la... De la discriminări? Și avem la voi, ziceți, de la cine? De la discriminări? Dar am zis cioara animal. Nu, una din animale astea, adică este o pasăre cioara. Nu e o pasăre, nu e. Eu n-am avut niciun fel de aluzie. Nu, am neferește. Și mai am încă una? Păi asta n-ai imitat, ai cântat. Bă, nu contează, bă. Da, zi, zi. Șatea, spuneți, bă, că și ușu. Eu ca hipopotamul nu știu să fac. Asta e la microfon, Lari, te rog. Ca hipopotamul nu știu. Dacă faceți cacalul cu bătaie. Cacalul e tam, cacalul. Tam, tam, ia. Tam. Trâdâm, trâdâm, trâdâm. Ia. Nu, no, un imperial da, face așa. Sau. Aveți 3-0, mă las bătut. Cătești sufletul tău. Bă, ce ai am câștigat un milion. Și ăsta e al nebun, pe alt gen. Deci, suntem doi... Nu, tu ești, am zis, tu ești artist de cal, încă nu ne-am hotărât. A zis data trecută, zice, dumne, dacă aveai și eu 50 de whisky, să vezi ce show făceam. Până am vrut să-ți aduc și am dat în mintea copiilor cu toții. S-a rezolvat în pauză, dar văd că n-are efect. Am oleșit. Te-a mare și băut o ramă mică. Păi eu cu falea. Te-a luat ăsta la animale, te-a făcut franjuri. Mă dau bătut. Mai facem altfel. Facem da. O schiță exact ca la fotbal. De pe flanc în lung. Haideți să vedem cum stă în felul următor. Ce vrei? Cum înnoată delfinul, ia spuneți-mi. Dar întinde-te, Lari, în primul rând aia e apa, corect. Așa, lasă microfonul. Ia, stai că... Nu, așa, fă. Aia e altceva. Eu vă arăt cum face caracatița. Aia e altceva. Ia caracatița. Ia uite și pe asta. Deci bun, e superb. Bă, de ce nu te-ai lăsat în maie? Stai mă, că m-a lăsat multă, cum să fac caracatița așa? Cum face ea? Ce când ea mișcat din... Caracatița face. Dar am dacă două brațe, n-am mai multe. Ia, stai mă, că te arată Lari. Dar fă aici, Lari. Pe el ai uliu. Nu am văzut așa. Mă, mamă. Serghei, trebuie să terminăm. Nu mai pune-ne. Da. Cum? Asta era? Nu, era celălalt ăla cu roșu sau cu verde. Da, da. Nu, nici ăla, nici celălalt, Lari, celălalt. Oricum, nu, eu vă mulțumesc că am îndurora. Stai, stai, stai aici că nu. Și ne mulțumim. Sebastian, dacă te mai chemăm vreodată, ceea ce nu sunt foarte sigură, te rog să dai tot din tine, că n-ai fost extrem de competitiv în seara asta. Sau ori ți-am adus noi o concurență prea în forță. Data viitoare să fii strong. Noi le spunem telespectatorilor că suntem Mara și Serghei și că le urăm un Crăciun extrem de... Să zic ce... Eu zic... Sărbători fericite. Așa. Mai bine. Și că ne revedem la anul, pe 9 ianuarie. Noi luăm o vacanță mai devreme, așa. A fost ultima emisiune. Vă urez și eu la mulți ani, sărbători fericite. La mulți ani! Să aveți parte de tot ceea ce e mai bun și să fiți fericiți că prindeți 2012, până la urmă. Că în ce țară trăim, după cum vedeți, cam asta e situația. Pe 9 ianuarie ne întoarcem, nu?
Da, mă. Zi-mă, urează-și tu ceva dacă vrei să urezi. La sfârșit, după ce terminăm. Păi nu cred că mai avem sfârșit. Nu mai avem sfârșit. Nu mai avem. Terminăm cu ei? Terminăm cu o ultima cântare, da, o să introduc eu. Și eu vă spun la mulți ani tot ce doriți, sărbători fericite și să ne vedem sănătoși, că sănătatea e cel mai important lucru. Așa. Mai ales că ce am văzut acum în ultimul timp, toată lumea, nu, bă, să mă, bolnav. Și în ultima jumătate oră, dacă poți spune. Nu, așa sunt niște, așa aici bine. Niște personaje ale showbiz-ului cu care sper eu să ne reîntâlnim și la anul, că am râs, n-am mai râs așa de ieri, vorba mea. Avem o formație acum care ne va cânta pe final o piesă cu tematică, o piesă de Crăciun, se numește chiar Sărbătoare de Crăciun. Ei vin nu chiar de departe, dar vin de la oarecare distanță, este vorba de Câmpul Lung. Eu le mulțumesc tare mult că au venit și că ne-au așteptat până la ora asta târzie. Se numesc De La Fan, nu? N-am greșit? Haideți înăuntru, sunt mai mulți băieți. Bună seara. Bună seara! Așezați-vă pe poziții care încotro, care cum știți. Mai sunt niște microfoane acolo pentru cine are nevoie. Da, stați aici pe scaun, hai! Păi nu cred că stau jos, cântă, mă! Toată lumea cântă de jos. Da, și să meargă piesa, cam asta a fost, nu? Haide, dacă e pregătită, dați-i drumul. Căzut zăpada s-a așternut. Azi e sărbătoarea de Crăciun. Fluturi albi coboară din cer să ne aducă se aud peste tot, an de an, la geam cântă un cor, colind de n-ajun. E sărbătoare, e ziua cea mare, Moș Crăciun este pe drum. De Crăciun o dorință se va împlini. Clopoții se aud peste tot, an de an. Azi e sărbătoarea de Crăciun. S-a născut Duhul cel Sfânt. S-a născut Iisus cel Sfânt.
sărbătoare, e Crăciun, în ajun, e sărbătoare.